Asociația Pro Animals din Târgu Jiu a demarat la jumătatea lunii trecute un program de sterilizare și castrare gratuită a câinilor și pisicilor din Gorj prin intermediul singurei clinici veterinare mobile existente în județ. Clinica este dotată la standarde europene cu echipament necesar intervențiilor chirurgicale și se va deplasa în fiecare județ acolo unde există cereri. Din păcate însă, de când a început această campanie și până în prezent, doar 130 de animale au fost sterilizate. Până în prezent, acțiunea a avut succes doar în Bumbești, Jiu, Motru, Rovinari și Târgu Cărbunești. Primarii din celelalte localități sunt reticenți în ceea ce privește acest program. Suntem în plină campanie de sterilizare a câinilor și pisicilor. Acțiunea la început a debutat, să zic așa, condiții bune. De la zi la zi întâmpinăm greutăți la nivelul unor primării, de exemplu, unii primari sunt reticenți la această acțiune. S-au sterilizat în jur de 135 de animale la nivelul întregului județ. În anumite localități acțiunea chiar a mers foarte bine. Mă refer aici la localitatea Bumbejiu, Motru, Rovinari. Astăzi clinica veterinară mobilă s-a deplasat de la ora 6 la Cărbunești. Din discuțiile telefonice cu dânsii am înțeles că domnul primar împreună cu echipa la primărie s-a mobilizat, proprietarii de animale au răspuns la această acțiune. Chiar dacă acțiunea se realizează gratuit, oamenii nu vor să-și sterilizeze câinii și pisicile. Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Animalelor Gorj fac apel la toți cetățenii județului să participe la această campanie benefică atât pentru animale cât și pentru societate. Campania este gratis, deci nu se percepe nicio taxă, de aceea am rugămintea la domnii primari și la cetățenii județului Gorj să răspundă și să aibă încredere că această acțiune va decurge în condiții normale și nu se va întâmpla nimic cu animalele lor. Pentru că am înțeles că au fost apuși această problemă, că urmează să facă tratament și costă și mă rog. Deci nu se percepe niciun ban și acțiunea după castrare va fi gratuită. La nivelul județului Gorj sunt peste 1600 de câini fără stăpân.